Bună ziua, domnule ministru, bine ați venit în studioul nostru la PS News. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Am să intru cu dumneavoastră direct în zona politică. Suntem după un congres la PSD, după schimbări majore, lucruri care se întâmplă în fiecare zi și am să merg direct la formațiunea din care dumneavoastră faceți parte astăzi, la ALDE, unde ați construit ceva, faceți împreună cu fostul premier Popescu Tăriceanu o echipă. Ce viitor are formațiunea? Cum pregătiți alegerile de la anul și cum vă vedeți ca partid candidând? Într-o echipă, singuri sau sub ce formulă? Da, mulțumesc pentru întrebare. N-aș putea spune că am construit ceva, ci că acum începem să construim ceva. Adică este un proiect politic, îmi place să cred nou, care este la început de drum și nu avem, vreau să spun încă de la început, că nu avem o țintă doar în alegerile din 2016. În 2016 avem doar o etapă pe care o parcurgem. Probă. Proiectul se va desfășura și va ajunge la maturitate probabil în timp, în ani. El a plecat de la o necesitate care există astăzi în spațiul politic și anume această tentativă de a exista sau tentație de a exista doar două partide pe eșichierul politic, un partid de dreapta și unul de stânga. Oamenii cred că au nevoie de alternativă, mai ales într-o democrație consolidată și cred că dincolo de alternativa de care au nevoie oamenii este și o necesitate. Pentru că e foarte clar că în 2013 niciun partid nu poate să facă majoritate și cred eu că nici măcar UDMR-ul nu va fi suficient ca să ajungă la acea majoritate de 50 plus 1. Și atunci îmi permit chiar să spun că bătălia în 2016 va fi mai degrabă pentru cine este pe locul 3, cine este al treilea partid din România. Și aici sunt câțiva actori care s-au angrenat într-o oarecare luptă afișată sau nu. Dar întorcându-mă la ALDE, eu cred că este calea naturală ca acest partid să fie al treilea partid din țara noastră și sondajele de opinie o Există arată sondaje astăzi care îl arată în că sensul. se clasează. Eu nu vorbesc neapărat de clasament, eu vorbesc despre o necesitate care există. Există un partid de stânga, mare, consolidat, există un partid de dreapta, dar care, din păcate, nu mai apără valorile liberalismului clasic, așa cum au fost ele consacrate pe scena politică românească, prin asocierea pe care au făcut-o cu Partidul Democrat, așa numit liberal, la vremea aceea, în care au preluat obiceiuri, oameni care niciodată n-au fost, să spunem așa, de dreapta. Ca atare, asta își propune ALDE, să promoveze măsuri de centru-dreapta. Este și natural două partide care au fost de dreapta, de centru, un partid care cred eu, cel puțin sub mandatul meu, Partidul Conservator, care a încercat să promoveze ceea ce se numește social-liberalism, a treia cale. Asta vom încerca să facem în continuare, să ne consolidăm. Chiar și discuția pe care am avut-o astăzi cu primul ministru s-a bazat pe măsuri de dreapta. Suntem partea unui guvern, chiar dacă suntem un partid mai mic, suntem partea unui guvern de stânga în care încercăm să promovăm pentru binele economiei și măsuri de dreapta. Și astăzi am discutat în perspectiva rectificării bugetare de anumite lucruri la care ținem foarte mult și cred că asta ne și pot consacra pe eșichierul politic. Fiecare partid, dincolo de actul de guvernare, încearcă la nivel global, la nivelul guvernului, dar mai ales la nivelul Parlamentului, să promoveze măsuri de dreapta care să îl poziționeze. Faptul că astăzi am discutat despre reducerea impozitării pe dividende de la 16 la 5%, faptul că am vorbit de plafonarea la 5 salarii medii brute pe economie, ceea ce înseamnă contribuțiile la asigurările de sănătate, faptul că am discutat despre un impozit special pe care să-l introducem, cred că sunt lucruri care arată preocuparea noastră pentru această zonă. Sunt măsuri de dreapta, într-adevăr, cele pe care le-am amintit și cred că o să ajungem și la latura asta foarte curând, dar vreau să terminăm cu ALDE. Totuși, Vrem să începem cu ALDE. oricât de mult v-ați organiza până în urmă, un partid își dă proba și adevărata valoare la o campanie electorală și la o probă electorală. Aveți o echipă de campanie creionată astăzi în vederea lui 2016? Categoric, toată țara este pregătită și eu vă spun lucruri din intimitatea partidului. Și în Partidul Conservator a existat o dorință foarte mare, foarte mult timp, foarte mulți ani, să se candideze singur, să spunem așa. Paradoxal, alegerile din 2012, în care am candidat alături de PSD și PNL în cea mai puternică forță politică de pe 1989, Uniunea Social-Liberală, au făcut ca partidul să nu se dezvolte decât sub aspect parlamentar, acolo unde, sigur că am obținut acei 21 de parlamentari.
Dar în planul alegerilor locale, pentru că s-a candidat pe liste comune și s-a stabilit un principiu cine este primar în funcție la PNL sau PSD rămâne candidat pe USL, atunci noi am pierdut foarte mult. Organizații întregi de la Partidul Conservator au plecat atunci din, pentru că nu au avut oportunitatea să se manifeste. Astăzi, mulți au întors, mulți vin, pentru că văd, așa cum vă spuneam și mai devreme, văd în ALDE cea de-a treia forță politică din țara noastră, văd un vehicul care poate să le ofere această șansă să candideze și să fie aleși în funcție de primari sau alte demnități locale. Și după aceea vorbim și de cele parlamentare. Cum e cu chestiunea aceasta, să-i spunem, omogenizării? De ce vă întreb? Avem modelul PNL-ului, unde s-au unit două formațiuni și unde, chiar pe surse, dar unele la nivel vizual, apar permanent frustrări, neînțelegeri, probleme. Și dumneavoastră, practic, ați unit două formațiuni. Aveți astfel de probleme în partid? Nu, lucrurile nu se pot compara. Eu merg foarte mult în teritoriu, am fost toată vara, am vizitat foarte multe județe din Transilvania, am fost și în Banat, am fost și în Moldova și în Sud. Peste tot am observat ceea ce spune și dumneavoastră, fără a încerca să intru eu în bucătăria altora. Nu s-a realizat fuziunea între PNL și PDL și e problema domniilor lor. La noi, în ALDE, lucrurile stau mult mai bine. Asta nu înseamnă că nu avem și noi probleme. Avem probleme, fără a enunța aici județe, dar lucrurile s-au mișcat mult mai bine decât între PNL și PDL, pentru că oamenii au înțeles care este obiectivul. Obiectivul este să ne consolidăm această poziție în alegerile din 2016. Există un entuziasm, vă mărturisesc, euforie, să spunem așa, la nivel de teritoriu, pentru că au un proiect pe care pot să construiască ceva. Un proiect care, dincolo de faptul că le dă șansa lor să contribuie cu valorile pe care le-au ținut până acum, să spun așa, poate neafișate, sau nu au avut ocazia să le implementeze, acest proiect le dă și garanția că pot să o facă în anul 2016, câștigând o primărie, un consiliu județean, un loc de parlamentar și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere, s-au făcut pași importanți. Astăzi, în ședința pe care am avut, am validat încă 7 sau 8 județe în care s-au realizat procesele verbale cu noua conducere la nivel de teritoriu. Vorbim de o conducere oricum interimară, pentru că vom avea alegeri în primăvara, în primele luni din anul 2017, deci imediat după alegerile parlamentare. Până atunci, cum avem la centru copreședinți, în cel mai mare parte din județe avem copreședinți, în unele județe avem chiar președinți, la Bacău, la Galați și multe alte zone în care lucrurile sunt clare. Există președinții deja stabiliți. Și ne întoarcem la ideea aceea cu măsurile pe care eu le-am considerat pur liberale. ALDE este o formațiune în care există un partid de dreapta și un partid de centru. Această formațiune este în momentul de față lipită la o guvernare socialistă sau de stânga sau cum vreți să-i spunem, cu un pic diferită viziune față de viziunea de dreapta, centru, liberală sau cum. Nu credeți că în contextul ăsta există riscul să pierdeți oarește electorat tradițional de dreapta, fiind lipit în momentul ăsta partidul la o guvernare de stânga? Eu văd acest lucru ca o oportunitate. Pentru că putem să evidențiem în actul de guvernare măsurile autentic de dreapta, liberale sau cum vreți dumneavoastră să le spuneți, sau de centru-dreapta, să spunem așa. În Germania există același model, un partid de dreapta care are totuși la guvernare și un partid de stânga. Deci acolo, sigur, dimensiunea este inversă, dar funcționează modelul acesta și eu cred că avem ocazia prin actul de guvernare, promovând astfel de măsuri despre care am vorbit mai devreme și cred că am omis să enunț și măsura prin care micro-întreprinderile beneficiază de un plafon mai mare, crește plafonul de la 65.000 de euro la 100.000 de euro, dar se introduce necesitatea de a avea minim un angajat pe micro-întreprindere. Aceste măsuri pe care noi le evidențiem, cred că ne și poziționează și dacă reușim cu ele, mai dau un exemplu. Reducerea TVA la produsele alimentare. A fost o măsură pe care mulți au catalogat-o ca fiind de stânga. Este o măsură catalogată în toate țările europene, la nivel mondial, ca o măsură de dreapta, care vizează relaxarea fiscală într-un anumit domeniu care are nevoie la un moment dat. Sigur că e și un impact social aici, pentru că reducerea prețului beneficiază întreaga populație. E o măsură de dreapta pe care am reușit să o impun și n-aș fi reușit fără sprijinul colegilor din PSD, care au înțeles, nu din prima zi de guvernare, din momentul în care am scris programul de guvernare, că nu este doar o dorință noastră a conservatorilor la vremea aceea, ALDE, ci este o necesitate. Și timpul a arătat că am avut dreptate. Încasăm astăzi la bugetul de stat
mai mult cu un TVA redus la 9% pentru produsele, într-o variantă extinsă, e adevărat, nu numai alimente destinate consumului uman, ci și animal, dar încasăm mai mult la bugetul de stat decât atunci când aveam TVA-ul 24%. Practic, dumneavoastră, mi-ați vorbit acum de beneficii, deci de viziunea ALDE în această combinație a guvernării. Haideți să ne gândim un pic, să facem așa un joc, cum vă văd ceilalți, partidul de stânga, pe dumneavoastră în această ecuație. Sigur, aveți ministere și unele chiar importante, 4 la număr, dar pe de altă parte v-aș întreba, vă simțiți puși efectiv la masă pe post de egalitate în această guvernare? Și spun acest lucru într-un context în care ieri la Congresul PSD-ului, sigur, a fost un maraton cu multe discursuri, cu multe luări de poziții, dar până la urmă am văzut cu toții, s-a sfârșit prin a ajunge o sală goală, un auditoriu plictisit după atâtea ore de muncă și abia la sfârșit, să spunem mai pe românește, vi s-a dat și dumneavoastră cuvântul, mai precis fostului premier Popescu Tăriceanu. Și după aceea am urmat și eu. Da, e adevărat, cred că au gândit într-o altă logică, s-au intersectat discursurile personalităților din țară cu cele ale personalităților externe și sigur că au fost foarte multe ore, dacă nu mă înșel mai bine, de 2 ore în care au vorbit pe rând liderii europeni din Partidul Social European, după aceea domnul prim-ministru Ponta, după aceea alți lideri europeni, a revenit domnul Dragnea și oarecum în mod firesc, după ce vorbește liderul unui partid, sala se mai relaxează, să spunem așa. No, eu am mulțumit, așa cum voi face de fiecare dată, pentru oportunitatea pe care mi-a oferit-o să mă adresez colegilor din PSD, am mulțumit pentru sprijinul pe aceste măsuri, chiar și pe legea irigațiilor pe care am promovat-o. Dincolo de asta, e o chestiune pe care n-aș vrea să o cataloghez niciun fel. Poate că au încercat în felul acesta să mențină, cum se spune, interesul sălii sau mass mediei prezente pentru, pe toată durata congresului. Noi am avut o altă abordare la congresul nostru. Am invitat întâi pe cei care erau din afara partidului, după care am rămas noi cu bucătăria internă. Dar am spus-o și o spun încă o dată. Cel puțin eu, ca și persoană, să nu zic persoană fizică, să nu se confunde, dar eu ca președinte de partid, al Partidului Conservator, acum ca și copreședinte ALDE, am fost și voi rămâne o persoană fidelă unui program de guvernare, unei coaliții. Și din anul 2010, am spus-o și la congres, din anul 2010 am fost ales președinte al PC la o săptămână după domnul Victor Ponta. Din anul 2010, prin coaliții scrise sau nescrise, am fost partener cu Partidul Social Democrat. Și a fost important pentru mine, dincolo de auditoriu, a fost important să transmit celor care sunt membrii PSD faptul că voi rămâne și vor rămâne la fel de loiali programului și coaliției de guvernare atât timp cât există, evident, respectul care a fost până în momentul de față. Bun, respectul există. Aveți o relație pe care nu v-ați ascuns niciodată foarte, foarte bună cu premierul Ponta, atât profesională, cât și din punct de vedere al familiei. Se știe că familiile noastre sunt prietene, copiii merg la aceeași școală, vă leagă și chestiuni de ordin sentimental, să spunem. Dar dacă ați trece peste aceste chestiuni de ordin sentimental, cum interpretați totuși problemele penale ale premierului Victor Ponta în virtutea în care totuși are un guvern de condus? Nu-l afectează din punctul ăsta de vedere? Vi s-a părut un pic schimbată actul de guvernare în ceea ce îl privește? Nu. Premierul este angajat, poate mai angajat decât oricând, nemai având și funcția de președinte al Partidului Social Democrat, să guverneze bine. Și eu cred că a făcut-o până acum foarte bine, a avut rezultate foarte bune și văd determinarea domniei sale ca în continuare să ia cele mai bune decizii pentru țară, pentru popor, pentru ca România să fie stabilă așa cum am reușit să o aducem în ultimii 3 ani. Deci din acest punct de vedere există determinarea necesară. Într-un guvern tot PSD, dar fără Victor Ponta, vă mai vedeți în aceeași componență? Ați putea colabora la fel de bine, să spunem, nu știu, cu un Vasile Dâncu, cu un Gabriel Oprea, poate, sau orice altceva? Nu vreau să discut situații despre care nu avem niciun fel de certitudine în momentul de față. Există un sprijin pe care l-au manifestat ieri atât PSD cât și UNEPR, dar și ALDE pentru premierul Victor Ponta. Dacă aceste condiții se vor schimba, vom discuta la momentul respectiv, dar deocamdată nu cred că se pune problema. Relația cu Liviu Dragnea comparativ. Și cred că cel mai important lucru este că astăzi există sprijinul PSD-ului și am văzut un sprijin,
numai din partea lui Liviu Dragnea, a fost un sprijin din partea întregii audiențe. În relația cu Liviu Dragnea o descrieți ca fiind la fel de bună cu Victor Ponta astăzi? Da, lucrurile din punct de vedere politic sunt la fel de bune. Liviu Dragnea a fost unul din participanții la constituirea Uniunii Social-Liberale, unul din promotorii constituirii Uniunii Social-Liberale. Toate deciziile s-au luat împreună, nu de către trei președinți de partid, ci de către 4-5 persoane, de cele mai multe ori l-a provocat chiar domnia sa. Poate că nu avem aceeași relație de familie, să spunem, cu domnul Dragnea, dar există acest respect reciproc și cred că este suficient pentru a duce mai departe programul de guvernare și coaliția. Există niște argumente, să le spunem cu ghilimele, pe care Partidul Național Liberal vi le-ar putea prezenta ca să vă atragă în sensul ieșirii de la guvernare și reintrării ulterioare cu ei într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat? Nu există niciun argument în acest moment. Deci nu aveți o gândire în sensul ăsta, da. Mai ales că ei probabil vor invoca această apropiere de viziune, ideologică, stânga și dreapta, exact. Nu, eu repet ceea ce am spus mai devreme. Avem șansa, într-o guvernare majoritară de stânga, să scoatem mai bine în evidență măsurile de dreapta. Și am existat aici înțelegere și sunt extrem de mulțumit că premierul a înțeles și de cele mai multe ori a ținut cont de ceea ce noi am spus. Atâta timp cât există respectul între PSD, UNPR și ALDE, și vreau să subliniez, întotdeauna relațiile noastre s-au bazat pe respect. Atâta timp cât există acest respect, cu siguranță nu avem niciun fel de argument. Sigur că în 2016 vom candida separat. Ca atare va fi un respect pe care trebuie să-l menținem între partide, dar va exista și o competiție. Pentru că noi vom promova programul nostru de guvernare, care va fi preponderent cu măsuri de dreapta, dânsii vor promova un alt, deci va fi oarecum o competiție ideologică și după alegerile parlamentare ne vom așeza la masă și vom discuta. Acum, înainte să abandonăm subiectul acesta al relației cu componența noastră în actualul guvern, aș întreba următorul lucru. Bănuiesc că ați auzit noastră, pe surse se vorbește de o posibilă remaniere. Nu s-a confirmat, nu au existat voci care să o spună în mod clar, dar a apărut informația pe surse. Acest lucru l-aș mai dubla cu o știre pe care am văzut-o recent la un post de televiziune care de multe ori vă lăuda, acum mai nouă vă critică, unde am văzut un senator PSD, domnul Daniel Savu, care lansase acolo ideea faptului că sunt mai multe nemulțumiri și în partid și nu numai legate de activitatea Ministerului Agriculturii. Nu pot să reproduc exact citatul domnului senator, dar oricum, mai mult sau mai puțin direct, vă vizau acele reproșuri. Există șansa ca această remaniere să vizeze și miniștrii ALDE sau poate chiar pe dumneavoastră în mod special? În primul rând, nu știu nimic de niciun fel de remaniere. Nu s-a discutat în coaliția de guvernare. Dacă se va ridica problema, eu am auzit cu atenție ce a spus domnul Dragnea, președintele PSD, la un alt post de televiziune decât cel pe care l-ați menționat, că deocamdată numele PSD vorbește domnia sa. Ca atare, ceea ce a spus celălalt membru PSD nu poate fi luat în calcul. Eu știu un lucru, că am arătat și eu și toți colegii mei, membrii din cabinetul de guvernare, au arătat un respect deosebit între, în primul rând, între domniile lor. Niciodată un ministru n-a criticat un alt ministru, nici măcar în cadrul aceluiași partid. Și a existat și nu vă face niciodată în mod public. Același respect a existat și la nivel de partide. Deci, ca atare, dacă există o nemulțumire undeva, cu siguranță ea va fi enunțată de către președintele partidului respectiv și o vom discuta. Eu am participat la nenumărate ședințe și la grupurile parlamentare, și în teritoriu, și la ședințele PSD. Niciodată, dar niciodată, nu s-a manifestat o astfel de nemulțumire. Sigur că există interese să se caute tot felul de lucruri care să dezbine coaliția. Și sigur, când vrei să câștigi o bătălie, în primul rând încerci să ataci căpetenia bătăliei oștirii respective. Nu, n-a existat niciodată și nu cred că se va pune problema. Înțeleg. Acum, dacă ne-am focusat un pic pe ministerul pe care îl conduceți, aș începe cu legea irigațiilor. Un proiect al dumneavoastră personal pe care l-ați luat și l-ați dus cap-coadă, să spunem așa. În istoria acestui proiect, liberalii au avut reacții diferite. Întâi au spus exclus să votăm așa ceva și
totuși atitudinea s-a schimbat radical. De ce credeți că au făcut acest lucru? Ați avut discuții în sensul acesta cu factorii de decizie din PNL? Sigur că da. În primul rând vreau să fac mențiunea că am dus proiectul, l-am luat ca un proiect personal, dar e de fapt proiectul fermierilor pe care l-a așteptat de 25 de ani și mă bucur că într-un final a trecut și datorită presiunii pe care ei au pus-o prin participarea la plenul în Camerei Deputaților. Ce a fost o discuție oarecum ciudată pe care n-am înțeles-o și cred că aici va trebui să discutăm și îmi propun să discutăm în perioada următoare și modalitatea în care se exercită votul final în Camera Deputaților. Pentru că acolo toți se uită, nici nu citesc de multe ori ordinea de zi, dacă liderul este cu degetul ridicat, votează pentru. Dacă este mâna în jos, să spunem, se votează împotrivă. Dacă lucrurile trebuie, cred că, schimbate sub aspectul explicării proiectului respectiv. Măcar în două vorbe înainte de vot să se spună. Aici votăm un buget pentru irigații pe 5 ani de zile. Dacă se făcea lucrul acesta, eram convins, sunt convins și astăzi că mulți dintre colegii de la PNL votau proiectul de lege. Și au primit un semnal politic de la Comisia de Agricultură, condusă de liberal, Comisia de Agricultură din Camera Deputaților, și s-au abținut de la votul respectiv, fără niciun argument la acea vreme. Sigur că după aceea au inventat argumente, haideți să transparentizăm investiții. Oricum investițiile erau transparente pentru că ele trebuie să fie anexă, planul de investiții, la legea bugetului de stat. Deci nu puteam acum în noiembrie să mă duc în Parlament fără investițiile pe anul 2016. Mai mult decât atât, am vorbit în Parlament și am spus, noi avem un buget de 560 de milioane de euro, în care 128 deja sunt contractați și finalizați, încă 430 pe care i-am alocat noi, Ministerul Agriculturii în PNDR pentru perioada următoare și astăzi sunt deschise liniile de finanțare, ca atare noi trebuie să venim complementar cu banii pentru infrastructura principală acolo unde avem pe cea secundară. Deci se știa foarte clar unde se duc. Am acceptat și argumentul lor și le-am spus deschis încă o dată. Introduceți ce vreți în lege. Nu mai votați legea respectivă. Este fundamentală pentru toți românii. Din păcate, și în Comisia de Agricultură, când am mers a doua oară cu proiectul de lege, liberalii au spus câteva vorbe și au ieșit din sală. A rămas doar deputatul Iliuță și o doamnă deputat care este independent. Cu ajutorul lor am trecut în comisie și am ajuns în plen din nou. În plen am acceptat un artificiu de-a lor să introducă o virgulă acolo, numai pentru a vota. De ce a fost important să voteze? Am vorbit mai mult despre proiectul acesta pentru că e fundamental. Apropo și de mulțumiri sau nemulțumiri. Aici cred că lucrurile s-au mișcat în domeniul agriculturii și pentru că a existat stabilitate. Când ai stabilitate, poți să pui în practică proiecte mari, reducerea TVA, cooperative, irigații și mai departe. Dar de ce am vrut să fie votat și de către opoziție? Și mă bucur că a fost 307 voturi pentru, unul împotrivă. Pentru că va veni vremea în care, nu știu, poate vor câștiga sau nu vor câștiga. Dacă vor câștiga, nu vor avea niciun argument să spună nu investim în sectorul de irigații. Legea aceasta este mai mult decât un pact politic, așa cum avem pe zona de armată, un angajament al tuturor partidelor. Este o lege care trebuie respectată de toată lumea. Votând-o, n-au niciun argument să nu implementeze și ei dacă vor ajunge vreodată accidental la guvernare. Înțeleg. Ați vorbit de fonduri europene cu absorpția la nivelul ministerilor. Ne dați o cifră? Cum stă? Se putea mai bine? Categoric se putea mai bine. Reproșați ceva? Depășim 90% gradul de absorpție pe PNDR. Mi-aș fi dorit să fie chiar mai mult. Din păcate, sfârșitul anului 2014 și până anului 2015 a însemnat o perioadă în care am reziliat contracte de aproape 1 miliard de euro. Din lipsa de cofinanțare, deci câștigate de beneficiari, proiecte mari, n-au mai avut capacitate de a cofinanța. Băncile la un moment dat, mă rog, au fost diverse probleme, nu neapărat numai în zona bancară. N-au mai avut capacitatea de a cofinanța, iar noi n-am mai avut timp să subcontractăm la alții astfel încât să termine până la 31 decembrie 2015. Ca atare, n-am reușit să ajungem la 100%, dar oricum e cel mai ridicat nivel de absorție dintre toate fondurile pe care România l-a avut la dispoziție. Până anul acesta, ministerul pe care l-ați condus a avut o relație foarte bună cu patronatele, cu investitorii de profil din zona. Brusc, nu știu, momentul a coincis, dacă vreți, da, poate e doar o coincidență nefericită cu plecarea noastră din PC. În fața ministerului au început să vină oameni, să facă meeting-uri, să se arate nemulțumiți, să vorbească despre subvenții care nu vin, care n-ar întârzia, care n-ar fi cum trebuie. Aveți un factor de presiune acolo, nu permanent, dar cu o ciclicitate destul de mare.
De ce se poate explica în vreun fel chestiunea asta? Eu am pus-o pe seama plecării din PC pentru că urmează să vă întreb dacă credeți că acea mutare v-a slăbit, să spunem așa, poziția în guvern, acolo unde trebuie să mergeți, să bateți cu masă și să faceți ce face orice ministru, să ceară cât mai mulți bani pentru o grada lui. Orice fermier nemulțumit, să spunem așa, reprezintă o problemă foarte serioasă pentru mine pe care trebuie să o iau în calcul. Au fost într-adevăr 42, dacă nu mă înșel, de oameni acum două săptămâni. Săptămâna trecută au fost 40-50 de oameni care au protestat și probabil vor mai protesta. Sigur, motivele sunt de țin de activitatea locală, Direcția Agricolă Giurgiu, altele țin de activitatea centrală, pe toate le vom lua în calcul fără niciun fel de problemă. Eu vreau să vă spun că am fost acuzat pentru că exista, primul meu loc de muncă a fost în Ministerul Agriculturii. Când am terminat facultatea, am mers acolo și cunosc foarte bine activitatea și cunosc foarte bine nemulțumirile fermierilor. Și a fost o practică. În momentul în care era la guvernare un partid, se întâlnea doar cu organizațiile de pe partea lor. Când au venit partidul celălalt, se întâlneau cu organizațiile celelalte. Eu am fost acuzat chiar și de cei care sunt membri în coaliția de guvernare că deschid prea mult ușa și că vorbesc cu toți fermierii, chiar și cu cei care sunt împotriva, politic vorbind, împotriva guvernului. Am avut această politică și o voi menține în continuare. Orice fermier are ușa deschisă la Ministerul Agriculturii. M-am discutat și cu cei care protestează și cu cei care vor protesta, cu toată lumea. Sigur că nu pot să-i mulțumești pe toți de fiecare dată, dar eu cred că majoritatea fermierilor din țară apreciază faptul că s-au reușit anumite lucruri și s-au reușit pentru că a existat sprijin politic și după mulți ani și la nivelul Ministerului de Finanțe și la nivelul primului ministru. Și aici trec la a doua parte a întrebării dumneavoastră. Nu, n-am plecat din PC. PC-ul a rămas tot unit, au fost 2-3 persoane care au plecat în frunte cu doamna Grapini. Îi respect decizia domniei sale. Partidul Conservator și majoritatea, 99% din organizațiile centrale și locale au rămas pentru că vor să fie partea unui proiect mult mai mare. Văd o șansă extraordinară în ALDE, ca atare toți pun numărul la această construcție. Faptul că au existat anumite probleme, poate vă referiți și la acoperire media, nu sunt aceste lucruri. Urma să vă întreb dacă nu simțiți și această lipsă unei expuneri pe care o aveați într-o perioadă și acum nu aveți. Ba chiar ați obținut efectul contrar în multe zone. Și dacă aș simți, eu n-aș exprima-o public în mod accentuat, pentru că nu reprezintă pentru mine activitatea de la minister. Să știți că e o mare oportunitate, pentru că e o chestiune, chiar dacă ies pe media sau nu, este vizibil la nivelul fermierului. Fermierul, când merge pe câmp cu tractorul sau cu activitatea pe care o are, știe dacă ministerul l-a ajutat sau nu. Și fermieri sunt astăzi în România milioane de români și cealaltă parte a milioanelor de români cunoaște foarte bine care este activitatea de la minister. Și la ministerul, dumneavoastră, ca la multe altele în perioada asta, DNA-ul a cam găsit o pâine de mâncat. Au fost nu puține cazuri de subordonați de dumneavoastră care s-au trezit luați de acasă cu mascații sau implicați în dosare penale. Vă reproșați cumva managementul în aceste condiții în care totuși oamenii aceia au venit oarecum într-o echipă cu dumneavoastră? Unii da, alții erau dinainte erau. Aici. Nu, Ministerul Agriculturii e, cum să spun, un mamut, o instituție mamut cu foarte multe activități și cu foarte mulți oameni care lucrează. Am avut o preocupare încă din anul 2012 pe care mi-o mențin, să nu politizăm sub nicio formă cel puțin cele două agenții de plăți pe care le avem, APIA și AFIR-ul. Și n-am politizat. Dacă vă uitați astăzi și în trecutul, de când sunt eu, din 2012, n-a existat niciun director general, președinte, ce vreți să-i spuneți, care să fie numit politic. Au fost numiți numai oameni care au venit cu mine, care erau în interiorul agențiilor respective și care au fost promovați, alții au fost retrogradați. Au existat cazuri și nu am ascuns niciodată și eu merg foarte mult pe principiul de delegare. Toți secretarii de stat au atribuții proprii, secretarul general, absolut toți, pentru că altfel nu poți să controlezi o instituție atât de mare cum este Ministerul Agriculturii. Reproșez sigur orice lucru care se întâmplă în subordinea mea și este un semnal de alarmă de fiecare dată să creștem vigilența și precauția în ceea ce face. Sunt foarte atent vis-a-vis de ultima chestiune care s-a întâmplat. Acolo e un lucru pe care l-am semnalat și noi, l-am semnalat și alții, închetă care a început încă din anul 2013 și există o preocupare crescută și o dorință foarte mare
la nivelul ministerului, conducerii ministerului, numai la nivelul meu, de a afla exact ce s-a întâmplat în 2012 cu acea societate din Bulgaria care a venit, a câștigat licitația respectivă, ANRMAP-ul și toate instituțiile care au supervizat au spus în mod corect, după care s-au întâmplat acele lucruri care au dus la pierderea anumitor fonduri europene. Suntem astăzi în proces de a recupera sumele respective și sper eu să fim foarte aproape să o facem. Un alt cartof încins, să-i spunem, în bucătăria Ministerului, fie că a fost în coordonarea, fie că a fost în subordinea directă, ADS-ul, Agenția Domeniilor Statului. Și acolo dosare penale, directori cu probleme, s-au întâmplat lucruri de-a lungul timpului. Și vreau să vă întreb, inclusiv relația noastră cu Dan Voiculescu s-a deteriorat de la niște chestiuni care aveau poate și implicare în zona respectivă. Și atunci vreau să vă întreb, înainte să comentăm ce se întâmplă acolo și sunt convins că și despre asta o să ne vorbiți foarte pe scurt, dar mă gândesc dacă nu vedeți cumva utilă o măsură în care acest, cum l-am numit eu, cartof fierbinte, ADS-ul, să fie trecut de în această zonă la o alta, de exemplu la rezervele statului, până la urmă vorbim de cel mai mare proprietar de terenuri din România, acest ADS, nu? Da, ADS-ul astăzi, așa cum știți, cred că de 2 ani de zile deja, este în subordinea Cancelariei Primului Ministru. Doar în coordonarea tehnică a Ministerului Agriculturii. Am spus și cât a fost în coordonare și cât a fost în subordinea directă, aceleași probleme erau. Cred că în ultimul timp nu au mai fost probleme atât de multe acolo, dacă ați observat cu atenție. Și vreau să mai spun un lucru. Atâta timp cât a fost ADS-ul în subordinea mea și întâmplător, pentru că nu puteam să intru eu în această chestiune, chiar și în coordonarea mea, nu s-a făcut nicio concesiune. Da, chiar niciuna. Au fost foarte multe concesiuni făcute în trecut, înainte de anii 2010. Problemele, că vă întrerup, nu sunt neapărat cu concesiuni noi, dar și cu cele vechi, unde redevențele nu se încasează totdeauna la timp sau deloc. Dar, din păcate, acolo lucrurile sunt foarte clare, nu se pot întâmpla minuni. Eu am vrut și am anunțat asta din 2012, mi-am atras foarte multe antipatii la momentul acela, ca să folosesc doar un termen ceva mai domol. Dar sunt concesiuni făcute în prima fază pe 49 de ani, după aceea pe 20 de ani și care poate la momentul respectiv stabila o redevență corectă, dar care, adaptată la vremurile de astăzi, în care avem și subvenții europene, subvenții de la bugetul de stat, cred că ele ar trebui să fie reevaluate. Din păcate, din câte am înțeles, din punct de vedere juridic, e o misiune imposibilă, ca să spunem așa. Înțeleg. Dar, într-adevăr, orice fel de abordare care vine vis-a-vis de ADS și vis-a-vis de conservarea patrimoniului pe care avem acolo este binevenită. Dacă tot am adus în discuție ideea că ruptura noastră de Dan Voiculescu a avut și legătură cu chestiuni din domeniul agriculturii, să-i spunem, o să vă întreb dacă acea ruptură a avut consecințe în ceea ce vă privește și pe plan familial și din alt punct de vedere. Aveți și o relație cu dânsul la vremea respectivă, inclusiv niște chestiuni financiare, vă împrumutase la un moment dat, vă duseră un credit, adică a implicat și viața dumneavoastră socială în povestea asta, ruptura respectivă, sau a fost doar o chestiune pragmatică și politică, să-i spunem? În mod categoric a implicat, pentru că, mă rog, da, sunt lucruri despre care nu vreau să vorbesc în public, dar s-au schimbat foarte multe lucruri și sigur că și a fost greu, dar poate că e mai bine asta. Proiectul pe care l-au cei care astăzi au rămas alături de Dan Voiculescu, Libertate fiind, un proiect politic. Bănuiesc că l-ați văzut atât cât l-au expus ei. Credeți că poate fi unul viabil? Poate funcționa? Nu vreau să comentez lucrul acesta. E opțiunea domnilor lor. Eu am vrut să spun și mai spun un lucru. Eu n-am făcut această fuziune cu partidul domnului Tăriceanu în ambiția sau împotriva cuiva. Am făcut această fuziune pentru că am o datorie morală, în primul rând, față de toți colegii mei care sunt astăzi parlamentari sau cei care vor să devină parlamentari. Și datoria mea morală mă face să îmbrățișez orice fel de proiect politic care le oferă garanția că partidul va merge mai departe, va fi în viitorul parlament, va avea un cuvânt din ce în ce mai important de spus pe scena politică, va promova valorile de care nu ne dezicem din trecut, din ce în ce mai bine pe scena politică românească. Și aceasta este ambiția mea și din acest motiv am făcut, nu neapărat împotriva cuiva. Înțeleg. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența alături de noi și vă mai așteptăm cu drag. Și eu vă mulțumesc și vă urez succes. Mulțumim.